cât de mult a schimbat-o celebritatea pe Andreea Ibaca, cu ce se ocupa înainte de a fi actriță. Notorietatea a dobândit-o după ce a apărut în telenovela Inimă de țigan. De o bună perioadă este cunoscută și ca soția lui Cabral, fost actor tot în Inimă de țigan și actual prezentator la ProTV. Andreea Ibaca și Cabral sunt căsătoriți de 12 ani, au doi copii împreună și parcă sunt unul dintre cele mai solide cupluri din peisajul monden. Niciodată nu au apărut detalii scandaloase din relația lor, sau mai ales zvonuri ale unui posibil divorț. Îndrăgita actriță și moderatorul de la Ce spun românii se cunosc de pe vremea când aveau loc filmările pentru serialele Inimă de țigan și Regina, mai exact din perioada 2007-2009. Nu bănuiau pe atunci că vor fi împreună și nici fanii lor nu se așteptau. Mai ales că în renumitele telenovele ei trăiau povești de dragoste cu diferiți actori. Andreea Ibaca a mărturisit la un moment dat că prezentatorul a fost cel care a făcut primul pas către a forma un cuplu. Ea nu-l privea cu ochi buni în urmă cu mai bine de un deceniu, din cauza că la urechile sale au ajuns informații despre diferitele lui idile. În cele din urmă s-a convins că intențiile lui Cabral erau unele serioase. De altfel, după ce s-au afișat în spațiul public, puțini au fost cei care au crezut în relația lor. Unul dintre motive era că actorul a mai fost căsătorit anterior și avea deja un copil, fetița sa cu Luana Mitran, pe nume Inoche. Un alt motiv pentru care povestea lor nu părea durabilă era tocmai ceea ce credea anterior și Andreea Ibaca, firea mai aventurieră a lui Cabral. În pofida suspiciunilor, iată că Andreea Ibaca și Cabral tot sunt căsătoriți, doar că nu au un mariaj perfect, așa cum chiar actrița a mărturisit într-un interviu pe care l-a acordat la începutul acestui an. Ea a dezvăluit pentru Playtech.ro că mai are disensiuni cu soțul său, așa cum se întâmplă în orice relație normală. Într-un interviu acordat de curând pentru Viva.ro, Andreea Ibaca a relatat cum a ajuns actrița, deși era studentă la ASE și lucra la o bancă.